poate fi, sau nu este deloc întâmplător faptul, cred eu, că până la urmă domnul Geoană s-a hotărât să intre în atribuțiile lui de serviciu minime, pentru că a riscat un fel sancțiune, așa cum s-a încercat și sancționarea președintelui Camerei Deputaților. Cred că nu întâmplător calendar a fost stabilit pentru săptămâna de după primul tur al legilor, sperându-se probabil ca în funcție de rezultatul legilor să existe și foarte probabil să existe o reașezare a majorității din Parlament. Eu cred că, așa cum am văzut în ultima vreme, acea majoritate de 65% clamată s-a subțiat tot mereu și cred eu că după primul tur vom asista la o altă majoritate în Parlament și Guvernul Neguiță, în formula prezentată sau cu modificările de rigoare, va putea să treacă, să primească votul de investitori. Cu modificarea însemnând faptul că, așa cum am văzut de mai multe ori, UDMR-ul a anunțat că după turul întâi poate lua în discuție participarea la o majoritate cu PSD-ul sau cu PDR-ul.